Mami, ce faci, virea mea? Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Știu că nu am mai făcut de mult unul și nu v-am mai arătat trăirile noastre din fiecare zi. Astăzi mergem la mama împreună cu Dani și cu soacra mea, cu bunica Carlei. Mami, te uiți la cameră și te un pic. Salut, eu sunt Carla și merg la bunii, la Hațeg. Vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă astăzi. Vă pupăm! Tati! Unde e agrafa, mă? Ține-o, tragi pirave! Am tras pirave, uite, uite ce păr creț am, bă, tati! Hai la bunii! Sunt obosită, e cald afară. Mor de cald din el. Mami, uite că a venit la mama direct. A venit, da, acum vine. Da, da, scumpă. Uite că arată. Cine mai vinde? Și cum scrie? Hai să pupăm, mă, Tico. Bună, dragă mea. Ai nevoie de când ești aici, că te-ai zis frumoasă. Cine dai buze, buze? Baze, ce? Oile. Nu că le dai de... Vai că te-ai zis frumoasă, că zici ce treci. Mare la Milan, să ne jucăm cu Milan, da? Merem! Poate mă prindeți pe mine? Atât ne filmează pe noi. Văi, dar cât e de scumpă, draga mea! Cine-i mare? Cine-i asta de mare? Cine-i avut grijă de tine? Buni? Buni se cu mami? La mami ce elegant e ca de obicei. Da, da, da. Coițele, cum fac coițele, bre? Nu mă fac să că vin. Da, cam. Ne mă pare că voi le că mă sună că va pe dicile, bă, chiar în spate. Zic, stai cu ele pe. Bun, așa face. Nu fac scumpă. Nu știu dacă știu eu dacă să ciudi, mă spun să cumpăr niște ardei, fain. Eu dat mama bani, mă. Bani. Ce să-ți cumpere mami de ei? Că tot timpul îți dă mama bani. Sunt înghețată. Înghețată? Da. Pe tot anul? Pe tot anul, toată vara fie îngățată de la Alpin. Unchiu. Unchiu Culiță și unchiu Iancu. Am ajuns la Tuștea, la Getuța. Uite ce flori frumoase are Getuța. E harnică de numă, mă. Harnică de numă, uite ce flori faine are. O, Doamne! Gospodine. La mama și normal că nu mai terminăm poveștile, că nu ne-am mai întâlnit de mult. Am avut și ceva musafiri, dar voiam să vă zic că ne-am refăcut stocul eu și Geta de produse pentru îngrijirea tenului și am luat și la mama, bineînțeles. Vrem să o obligăm să folosească și ea măcar o cremă hidratantă. Produsele noastre preferate de la Q Cosmetice. Hai să vi le arăt. Zageta că neapărat trebuie să încerce să înceapă să folosească gama asta de la Tetra Force, care e specială pentru tenul acneic, deci neapărat Geta trebuie neapărat să o încerci, să începi cât de curând să le folosești. Păi aia vreau să zic și vreau că abia aștept să încep să le folosesc. Pentru că ai niște probleme cu tenul și gama de la Tetra Force, de la Q Cosmetice Coreene, e cea mai indicată pentru tenul acneic. Știți despre plasturii ăștia pentru coșuri care sunt geniali. Mama stă la povești cu soacra mea, s-au întâlnit cu screle și povestesc una alta. Dani doarme și eu mă duc cu Geta până la Unirea, salut, într-un sat. Uite, Carla s-a întâlnit cu vecinii pe stradă. Salut! Măi, ce faci, mă? Ce faci, tâncuțu? Dai, dai, cum faci, dai, dai? Ia-mi. Hai, merg cu mine. Merg? Da, du-te, te duci, mami. Merg. Uite că vine. Ceau, Moșii! Na, pa! Pa! Pa, pa, mami! Te duci, că și Adi are două fete. Da, hai și merg. Nu vrea. Da, da, Geta m-a adus pe câmp. Pune merea cu vacile, da. Nu m-am zoitat. Tu și pe drumul ăsta, tot timpul mă împlântam cu jeepul, cu mașina. Da, da. Deci tot timpul atâta era de rău, vai.
Mi-era teamă să vin pe aici. Tu și uite pe aici au copilărit mami cu vațile, cu și cu oile. Mami, și cu tu. Da, mami. De și acum tu mergem până la un băiat care ne cosește fânul aici, să-i ducă geta. O... ce e asta? Era duplex. Nu. Zui. Vai, cum mă fac de mirare. Nu-mi vine. Tu. E flex. De ăla de polizat. Da. Bă. Bă. Vai, ce verde e totul pe aici, Doamne. Uite că mi-a pudărit păpucii. Soro, trece și du-o acum în coș și hai amăși pe mine în cârcă. Da. Ce facem? Mă trece pe mine acum. Vezi că e piciorul în apă. Da. Vai, ce faină e în apă. Dă și minuta asta la altă tu și... Doamne, scumpa mea. Wow. Dai să dăm și la guriță. Hai, comentați care va o speli cu apă din râu. Mhm. Mhm. Eu că vreau să se bage în apă. Da, gata. Hai să mergem, că ne așteaptă băiatul cu tractorul. Eu că miroase floarea, soro. Mami, ce e acolo, floricică? Da. Ai o floricică la fel de frumoasă de ca și tine? Ai de mine. Fă-și la tine, la tine. Fă la tine acum. Și dă-și la tiță, la tiță. Vai, ce iarbă mare e pe aici. Uh-huh. Unde veneam cu vacile. Mama mereu către tine zicea să le bași pe acolo, pe lângă apă, pe la băiuț, că pe acolo da, mâncă bine, da, că iarbă faină. Da. Despre asta era vorba. Într-adevăr, iarbă faină, da. Fugeau prin porumb și trebuia da, să fii tot după ele. Mama, pe aici veneam eu la vaci, la oi și stăteam de dimineața până seara. Da. La vaci și la oi și le păzeam toată ziua. Să nu intre în porumb și în culturile oamenilor. Da. Da, mama. Da, iubire. Vine tu și imediat vine. Nu mai ai răbdare. Și uite, tu și-o întâmpina probleme acolo. Da. E un gard prin iarbă și nu poate cosi din cauza lui. Da. Dar mergem imediat acasă, mama, bine? Bine? E supărată că te-am adus la fân? Uite și vine și ploaia. Să vezi tu acum că vine ploaia și nu ajunge la mașină și ne udă. Iubește? Nu mă iubește. Nu mă iubește. Hai. Mă iubește? Și când mă gândeam nu la o persoană anume și mă iubește. Nu mă iubește. Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește, mă iubește. 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 Uhu! Dar tot timpul dacă începeam cu mă iubește, se termina tot cu mă iubește. Da, erau rare cazurile.
Era să dea cu mine în apă. Uite că ne prinde ploaia, la fix ajungem la mașină. Mergem acasă. Dacă dădeam cu tine în apă, să vezi tu râsul curcilor, dar să vezi ce plângea Carla. Să vezi, săraca, ce plângea, că se speria. Că eu cred că zbieram de numai. Hai că mi s-a intrat pe la păpuș numai tot felul și mă mâncă de numai. Uite ce ploaie vine. Plecăm imediat, scumpa mea. Vai, ce flori superbe ai, Doamne! Cât lucri tu la astea toată ziua? Vai, faines, Doamne! Ți mai mare dragul! Mulțumesc! Na, ce faceți? Băgăm apă în găleata asta și mene să ducem la miei. Că avem doi miei aici. Și după aia mă duc la râu să spăl astea. Veneați cu mine, dar plecați. Tuși, unde pleci? Unde pleci, Tuși? Bagă, Minuța, bagă. Na, hai la miei, hai. Hai să chemăm mie Lucie. Suc, suc, suc. Calisete, cred că l-a spus. Uită-te la ei. Vai, fainis. Dar cum de ții aici? Trebuie să-i duc la munte. Hai mă, beți apă. Hai, la Carla.
sigurita. Bună dimineața, tati. Ce faci tu acolo? Măi, la mie lăsei, tati. Da. Hai, uite sorocireșul e plin. Am scara acum, mai vreți? Doamne, cum sunt cireșele astea. Ții minte că veneam și furam. Și vecinul a tăiat niște crengi ca să nu mai putem ajunge să ne urcăm. Și acum nu mai stă nimeni aici. Și e părăsit, nu mai are cine să le mănânce. Pa, scumpelor, pa! Pa, scumpa! Mai venim, da! Pa, mami! Rămâi la bunii! Nu rămâne. Vine cu bunii cealaltă. Ne dai ouă? Bă, dau cu ele în cap, că nu mai stau. Las tu că mai venim. Taci, că e horror. Câmbii! Până la nuntă, până la nuntă ți-a făcută. Bine, dragă. Păpăm, spune că noi păpăm. Mamă, nu-n zahăr, nu se poate. Wow. Ei, mă, s-a dus ceapă. A, de jumătate, de jumătate. Ce-i mai bun, păpăsia? Așa e puse. Da. Nu, no, stai cu mama aici. Nu, rămâi aici, ca mama. Rămâi aici, bine. Rămâi aici și mami pleacă. Tâncuțu. Da? Oricum o aduc o dată, două zile o las la ele. Să văd. O las, o să-l aduc și pe mine și stau amândoi aici. Da. Stau cu amândoi aici. Să jucăm cu mine, cu cățelul. Nu merem? Mergem. Mergem, da. Mă salvă și pe asta. Ieșită pe poartă, pe ghetă. Știți că v-am pus ieri să ghiciți de către cine am fost ceruți de naș. Și o mare parte dintre voi mi-ați spus Culiță și Daniela, dar tot la fel de mulți a spus Geta și Sebi. Am rămas surprinsă că cumva ați ghicit o mare parte. E bine, este vorba de Geta și de Sebi. Da, ei au venit și ne-au cerut de naș. Sunt în extaz de fericire pentru că eu îmi doream super, super mult să se întâmple asta. Dar totodată voiam să-i las pe ei să aleagă pe cine vor ei, nu voiam să le zic, băi, vrem să vă fim nași și ei să facă asta din obligație, nu. Tot a venit așa natural și mă bucur super mult. Am emoții și acum, vineri, ei au venit de la Cluj și ne-au cumpărat câte ceva, câte un cadou, ceva de îmbrăcat. Și ne-au zis că vor să vină pe la noi. Eu în ziua respectivă am presimțit că o să se întâmple treaba asta, dar nu știu de unde. Deci habar nu am de unde am presimțit eu. Și am spus lui Dani de dimineață, Dani, eu presimt că Geta o să vină și să ne ceară de naș, Geta cu Sebi. Dar de unde presimți asta? Păi așa presimt eu. Și după masa i-am mai spus o dată înainte să vină ei. Eu presimt, nu știu, presimțeam în inima mea că o să se întâmple chestia asta și nu, chiar nu mi-a zis nimeni nimic. Ne-a lăsat niște cutii în fața ușii. Eu am ajuns la noi înaintea noastră, spre rușinea noastră, când noi am fost plecați. Și eu chiar am zis, bă, dar ce ți-a dus aici? Adică, pentru ce i-ați adus cadouri? Păi așa, am fost pe la Cluj și ne-am gândit să vă aducem câte ceva. Na, fine. Când am deschis cadou, cutia mea era un plic și eu chiar am zis, zic, mă, dar ați făcut invitațiile pentru nuntă atât de repede? Că mi se părea ca fiind o invitație. Și când am deschis plicul și era o felicitare foarte faină, scria simplu pe ea, vreți să fiți nașii noștri? Și numele lor, Geta și Sebi. Ai, când am auzit, Dani era la baie, nu răzbea să iasă afară. A început să plângă, el fiind foarte emotiv. Eu nu știam ce să fac de fericire, să plâng, să râd, să sară în sus, să... Oh, i-a luat în brațe și a fost tot așa de emotiv și de fain. Doamne... Sunt cea mai fericită, mai ales că e sora mea și avem o relație atât de faină și pot să zic că e cea mai bună prietena mea și ne înțelegem atât de bine. Mă bucur din toată inima că ori ales să le fim nași.
Doamne, suntem cei mai fericiți. Vouă vă mulțumesc că ne-ați urmărit și de data asta. Am lăsat-o mai moale cu vlogurile pentru că am avut perioade mai încărcate, chiar și acum cu înțărcatul Carlei, dar am trecut peste și m-am gândit să-mi reiau activitatea asta. Sunt curioasă dacă vă place ceea ce fac aici pe YouTube și aștept sugestiile voastre, aștept să-mi spuneți ce vloguri vă plac mai mult, despre ce subiecte. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a primi notificări atunci când postez câte un vlog nou. Vă pup!